Alexander Tsarevich din Belarus, următorul finalist. Tsarevich a avut ultima notă din, penultima notă din calificări, 15.550. Ținută remarcabilă, arătată de Alexander Tsarevich, acest exercițiu la paralele. Deocamdată conduce în clasament Ian Cușra, urmat de Nicolae Kriukov și de ucraineanul Goncharov, dar mai sunt doi gimnaști extrem de puternici la acest aparat, germanul Fabian Hambüchen și mai ales slovenul Mitja Petkovsek. Nota lui